se dispută la Bicaz. Un peisaj foarte frumos aici, o zonă de munte, plouă măruntă la această oră, a plouat puțin și înaintea acestei partide. O galerie impresionantă, spun, și de o parte și de cealaltă. Focșenenii s-au prezentat în număr destul de mare la acest... Arbitrii Stănișteanu Victor Buzău, iar observator de joc Ion Munteanu din Bacău. Avem și un jucător care joacă cu o mână în gips. Să sperăm că va da randamentul este necesar. Este fundașul nostru Beșa. O absență, remarcăm absența din echipa noastră a capitanului Emilian Chivu, care are o întindere musculară și nu este apt pentru această partidă. Să sperăm că el va fi suplinit cu bine. Meciul a început cu ofensiva celor de la Focșani, care deocamdată se retrag în propriul careu, în propria jumătate. Va urma probabil o perioadă de tatonare între cele două echipe. Iată acum o lovitură liberă pentru echipa gazdă. E destul de departe de poarta 30 de metri, noastră. Cred că cel mai probabil va fi o centrare. Campanu va trimite o centrare. Impresionantă galeria focșeneană, care încă de la primul minut a început să scandeze. Iată un atac periculos și gazdele, dar nu este offside. Offside de la margine, s-a ridicat Fani Onu. Un semnal de alarmă pentru echipa noastră. La margine. Cam Dolofan portarul celor de la Teiu. În echipa gazdă și sunt și câțiva jucători cu experiență, mă refer aici la Doboș, la Câmpanu. Iată foarte bună. Iată-l pe Predoiu. Încercat o centrare pentru Pasăre, Lupu Ștefan. Poate că Predoiu ar fi trebuit să șuteze. Este bună această presiune din partea focșenenilor. Nu trebuie să-i lăsăm să se joace prea mult în careul nostru. Vă spuneam că gazdele au în echipă și câțiva fotbaliști care au trecut și pe la FCM Bacău. Teiul Poiana Teiului este câștigătoarea campionatului în județul Neamț. După ce au câștigat play-off-ul din acest județ, 3 meciuri, 3 victorii pentru Teiul Poiana Teiului. Trebuie să le spunem spectatorilor, telespectatorilor, că această calificare se joacă tur-retur. Peste o săptămână va fi meciul retur pe stadionul Milcovul din Focșan. Iată-l acum pe Lupul Ștefan, a fost faultat destul de tare din spate de Matei. Și pentru că se joacă tur-retur, ar fi indicat pentru jucătorii noștri să plece de aici cu cel puțin un egal, pentru ca la Focșani să nu aibă emoții. Trebuie să marcăm obligatoriu. Un gol în deplasare contează foarte mult. De altfel, echipa noastră a marcat în campionatul Ligii a 4-a 151 de goluri. Destul de dur jocul celor de la Teiu până acum, de la Poiana Teiului.
Au comis numai puțin de 4 faulturi, dacă nu mă înșel. Acum vom arunca de la margine. Claudiu Mihai pe partea stângă, o centrare, Predoiana și Manu Ionuț din 6 metri trimite peste transversală. Este prima mare ocazie pentru CSM 2007 Focșan. În minutul 6 început bun pentru formația antrenată de Vasile Burgă și Adrian Toma. Acum Beșa a respins, o pasă în diagonală. Târc intervine, acum Manu. Sunt motivați jucătorii noștri, din câte observ acum aceste prime minute. Sunt și încurajați de galeria care n-a tăcut deloc de la începutul meciului. Deocamdată văd că susținătorii celor de la Poiana Teiului nu și-au manifestat susținerea decât prin prezență. Deocamdată echipa noastră presează destul de bine în jumătatea adversă. Au fost și două ocazii destul de importante. Să sperăm că ele vor fi și fructificate pe viitor. S-a trecut practic peste momentele de tatonare, de cunoaștere a jocului adversarilor. Direct cu faze la poartă. A fost și un gol anulat celor de la Poiana Teiului pe motiv de offside. Nu au protestat cei de la Poiana Teiului. Iată o bună pasă. Coșa respinge acest balon. Acum Claudiu Mihai. Focșanenii continuă să preseze. Nu știu, de la mare distanță și mingea trece puțin pe lângă poartă. Portarul a atins mingea. O primă lovitură de colț a partidei pentru CSM Focșani. Echipa noastră este încurajată frenetic de galerie. O pasă până în careul de 16. A fost o cădere acolo, dar nu se poate acorda fault. Nu se poate acorda penalti. A fost o intrare englezească, ca să zic așa, asupra atacantului nostru. În continuare 0-0 între CSM Focșan și Teiul Poiana Teiului în meciul de calificare pentru Liga a treia. CSM Focșani încearcă să revină în Liga a treia după o pauză de 4 ani. În sezonul 2012-2013 au evoluat pentru ultima oară în Liga a treia. Să vă spunem că la această oră se dispută și meciul de handbal dintre CSM 2007 Focșan și CNTO Brașov pentru rămânerea în Liga Națională de handbal. Ieri la Brașov, într-un meci decisiv, CSM 2007 Focșan i-a învins pe Farul Constanța și se pare că și la anul vom vedea meciuri de handbal de Liga Națională în sala polivalentă.
urmează ca și echipa de fotbal, să sperăm, să promoveze în Liga a treia. Portarul gazdelor, Coșa, degajează acum lung. Beșa a respins pentru moment. A Cuculesei pentru Doboș, fostul jucător al celor de la FCM Bacău. Lupu Ștefan recuperează acum Beșa. O minge lungă pentru Mădălin Predoiu. Iată o pasă riscantă la portar, dar acesta a avut timp să degajeze. Posesia până acum aparține, zic eu, focșănenilor. Lupu Ștefan, tehnicul jucător focșănean, înapoi pentru Popa Dorinel. Un șut de la distanța lui Popa. Prinde poarta, dar Coșa este la poste. Este indicat să se șuteze la poartă pe o asemenea vreme. Plouă din ce în ce mai tare aici la Bicaz. Gazonul ăsta este destul de bun din ce văd, e destul de îngrijit. Este un gazon natural aici, fiind o zonă de munte. Însă portarul pare a avea probleme la reținerea mingilor din șut, așa că e indicat să se șuteze de la distanță. Pasăre, dar de la margine se ridică Fanionul. Semnalizat puțin cam târziu. Iată portarul nostru, Lazar, acum va repune din colțul careului de 6 metri. În continuare se face auzit galeria noastră. Au fost puse la dispoziție două microbuze pentru ca iubitorii și suporterii focșeneni să vină aici la Bicaș să-și încurajeze echipa favorită. Da, trebuie să fim atenți la la aceste faze. Să vedem dacă alege să centreze sau să șuteze pe poartă. Câmpanu și Doboș sunt în preajma balonului. Iată, Predoiu a respins și a trimis în corner. Atacantul nostru a venit în sprijinul apărării. Iată și o primă lovitură de colț în contul echipei gazdă. Furtună execută această lovitură de colț. A ieșit Lazar. Iată-l pe Manu. Manu Ionuț rămâne în posesia balonului. Pasăre surprins din nou în poziție de offside. Scapă de fundaș. Gazdele acum în atac, un șut centrare a lui Acuculiței, însă Lazar este atent.
Iată ce spuneam, dacă nu apasă pe pedala de accelerație, focșenenii se trezesc imediat cu cei din tăiului în careul lor. Din acest motiv e bine să pună presiune pe adversari, să nu-i lase să construiască și să evite loviturile libere din apropierea careului de 16 metri, din care de altfel s-a și înscris, din fericire pentru ei, a fost offside. Vă spuneam că la acest partid sunt prezenți foarte mulți suporteri veniți din Focșani, dar să-i menționăm și pe colegii din presă care au venit să urmărească acest meci. Dan Chiriac de la Ziarul de Vrancea, Petrică Butuc, monitorul de Vrancea, Viorel Paizan, Sportul de Vrancea, Cătălin Stancu, Vrancea 24. Și cu voia dumneavoastră, operatorul de imagine al acestui meci, Silviu Stanciu, de la Știri de Vrancea. Știrile Vrancei, scuze. Sperăm ca cei prezenți să nu fie dezamăgiți de prestația echipei din Focșani. Echipa noastră a început bine, jucăm avansat, am avut și o ocazie mare prin Manu Ionuț în minutul 6. Sunt și câțiva jucători cu experiență în echipa noastră, mă refer aici la Claudiu Mihai, la Predoiu, Parlac, Popa Dorinel, jucător care a trecut pe la multe echipe de Liga 1. Iată-l acum pe Predoiu. Lupu. S-a descurcat. Și este o lovitură liberă pentru formația noastră. Iată o lovitură liberă care poate fi periculoasă pentru poarta gazdelor. Popa Dorinel se pregătește să execute. Să vedem dacă focșenenii vor reuși să trimită spre poartă o centrală bună! Resping apărătorii gazdelor, acum Cuculiței, și este lovitură liberă pentru formația noastră. Tocmai ce spuneam, jocul celor de la Teiul e destul de dur. A fost și un fault scurt pentru a nu lăsa echipa noastră să revină în jumătatea de, în careul de 16 metri al adversarilor. De altfel, adversarii nici nu puteau contraataca pentru că aveau un singur om, un singur vârf. Este și normal, gazdele dau tot ce pot, joacă pe teren propriu. Beșa ține această minge în teren. Mingea la Manu Ionuț de la mare distanță, pe lângă poartă. E bine totuși că încearcă șuturile. Poate că în cele din urmă unul dintre ele sau chiar mai multe vor nimeri poarta. Lovitură liberă acum pentru Teiul Poiana Teiului. În acest moment, județul Neamț nu mai are nicio reprezentantă în eșaloanele în ligile superioare ale fotbalului românesc.
Ceahlău, Piatra Neamț, după cum bine știți, e mulți ani în Liga 1, acum se află în Liga 5, în acest an a reușit să promoveze în Liga 4. Între timp s-a întețit și ploaia aici la Bicaz. Până acum a plouat mărunt, dar acum deja plouă destul de tare. De altfel, sunt multe echipe de tradiție din fotbalul românesc care încearcă să revină. Mă refer aici la Petrolul Ploiești, Oțelul Galați și Universitatea Cluj, care și ele la această oră dispută meciuri de baraj. Iată un foul destul de dur. Pentru promovare. Peșa este căzut pe gazon și se resimte după acest atac. Are și mâna în gips. Să sperăm că își va reveni, dar iată-l ridicându-se. Nu este ceva grav. S-a ridicat. În continuare 0-0 între CSM Focșani și Teiul Poiana Teiului în meciul de baraj pentru calificarea în Liga 3. Pentru promovarea în Liga 3. Pe ansamblu, focșănenii au fost cei care au avut posesia balonului, au avut și o fază importantă de poartă. De cealaltă parte, adversarii focșanului au avut un gol anulat pe motiv de offside, însă restul a atacat doar focșaniul. Și Popa. Totuși nu trebuie subestimați jucătorii. Partea dreaptă pentru Manu aceasta nu reușește să preia și va fi o repunere de la poartă pentru echipa gazdă. Comuna Poiana Teiului este o așezare tipic montană, situată în partea de nord-vest a județului Neamț. Pe cursul inferior al râului Bistrița, este una dintre cele mai întinse localități din județul Neamț. Iată o fază care putea fi Predoiu, se putea transforma în gol. Predoiu nu a profitat acolo de neînțelegerea dintre portarul Coșa și fundașul Acuculiței. Mihai Claudiu intervine și trimite în afara terenului de joc. Execută repede cei de la Teiu. Matei, acum Lupu Ștefan recuperează a Cuculiței. Iată, sunt momente confuze, pericol la poarta noastră. Un șut... Panaite a șutat de la 18 metri, mingea a trecut însă peste poarta lui Lazar. Nu e bine să ne jucăm în propriu careu cu mingea, pentru că aceste momente pot fi speculate de adversari, cum a fost și momentul acesta. Din fericire, nu s-a finalizat cu gol, dar e bine să ținem adversarii cât mai departe de careul de 16 metri. Furtună. Lupu Ștefan recuperează, Popa Dorinel înapoi către Lazar. Mingea ajunge la Claudiu Mihai. Beșa. O pasă greșită. Foarte bună intercepția. Multe pase greșite în aceste momente de ambele părți. Predoiu, o centrare pentru Lupu, acesta o deviere, a încercat către Pasăre. Bună intrare a lui Claudiu Mihai, Popa Dorinel, a avut Negoescu.
Rămânem în posesia mingii. Claudiu Mihai. Iată că am intrat în minutul 25 al primei reprize. Teiul Poiana Teiului și CSM 2007 Focșani se află la egalitate 0-0 în partida tur a barajului pentru promovarea în Liga 3. Lovitură liberă pentru CSM Focșani. Echipa noastră a fost reînființată în vara anului trecut la inițiativa primarului Cristi Misăil. Este finanțată de Consiliul Local Focșani. Lupu Ștefan execută această lovitură liberă foarte bine la marginea careului de 6 metri. Au respins însă jucătorii echipei gazdă a Cuculiței. Acum un contraatac. Manu Claudiu pentru moment a recuperat. Doboș. Vă spuneam, Doboș este un fost jucător al echipei FCM Bacău. Multe meciuri în Liga a doua, chiar și în Liga a întâi pentru Doboș. Gazdele aruncă lung și iată obțin o lovitură de colț, a doua lovitură de colț pentru Teiul Poiana Teiului. Se aud încurajările pentru formația noastră. Suporterii au venit aici inclusiv cu copiii, văd copilași care își încurajează echipa favorită. Lupu Ștefan a respins cu capul, mingea rămâne în posesia echipei gazdă. Furtună aruncă acum de la margine. Gazdele aruncă mingea în careul nostru. Toate aruncările de la margine sunt trimise în suprafața de pedeapsă. Mădălin Predoiu între doi jucători ai gazdelor. N-a avut ce să facă pentru că nu a fost ajutat. Lupu. Popa schimbă direcția de joc. Manu Ștefan. Manu Ionuț, mă scuzați. Pentru Pasăre, nu a fost opsei. Pasăre față în față cu portarul Coșa, dribling și gol! 1-0, Pasăre Cosmin deschide scorul aici la Bicaz. 1-0 pentru CSM 2007 Focșani. Minutul 28 și focșănenii, iată, reușesc să deschidă scorul. Au reușit să-i prindă pe picior greșit pe cei de la Teiu și din câteva pase au ajuns în careu. Foarte frumos driblingul făcut la portar. A fost executat cu sânge rece, ca să spun așa. Frumoasă acțiunea, frumos contraatacul formației noastre, mingea circulară pe traseul Popa, Manu și Pasăre a finalizat. A venit bine acest gol. E bine că am înscris primii. E foarte important să intrăm la pauză cu avantaj. Deja jucătorii încep să alunece pentru că a plouat destul de bine aici. Iată o încercare a celor de la Teiul
handicap. Gazdele cred că vor încerca să atace mai mult asta și dacă focșanenii le vor permite. Nu mai au nimic de pierdut. Iată o acțiune periculoasă. Claudiu Mihai degajează, îndepărtează pericolul de acolo, din careul nostru. Momente de respiro acum pentru defensiva focșăneană. E foarte important ca acest meci să se termine cu victoria focșănenilor, pentru ca returul de la Focșani să fie o simplă formalitate. Vă spuneam că returul se va disputa sâmbăta viitoare, 24 iunie, de la ora 17, pe stadionul Milcovu. Un meci care va fi la fel transmis de, pe canal de YouTube al Est Media Press și de Vrancea 24. Și care probabil va fi comentat de aceiași comentatori de astăzi. Beșa pasă pentru Lupu Ștefan, foarte frumoasă preluarea. Lupuș caută o poziție de șut, nu obține însă lovitura liberă. Acum un foul tactic făcut acolo de jucătorul nostru pentru ca cei de la Teiu să nu pornească pe contraatac și să ne putem replia. Echipa noastră se află la cârma jocului, ca să spun așa. Posesie clară a celor de la Focșani în prima jumătate de oră a primei reprize. Singurele acțiuni periculoase ale gazdelor au venit din faze fixe, acele lovituri libere sau lovituri de colț. Un gol anulat, un gol înscris de cei din Teiul, dar cei de la Teiul, dar anulat de arbitru pe motiv de offside. Manu Ionuț nu a reușit să intre în posesia balonului, acum gazdele degajează. Claudiu Mihai din prima. Câmpanu trimite pe partea stângă. Acum Doboș a pierdut acest balon, multe mingi care îl caută pe Doboș, un jucător cu experiență. Cred că este ultimul avertisment pe care arbitrul îl dă jucătorului de la Teiu care a faultat, pentru că deja s-a jucat destul de dur din partea celor de la Teiu. Au fost foarte multe faulturi, încă nu s-a scos niciun cartonaș galben. Parlac a trimis lungă pentru Lupu Ștefan. Matei, fundașul gazdelor, acum obține o aruncare de la margine. Frumos peisajul aici la Bicază. Stadionul este înconjurat de munți, o pădure de brazi foarte frumoasă. Ce coincidență, CSM 2007 Focșani dispută barajul pentru promovarea în Liga 3, chiar aici, lângă barajul de la Bicaz. Claudiu Mihai, faultat. Lazar va executa această lovitură liberă și va trimite lung. Către Predoiu. Claudiu Mihai aruncă de la margine. Lupu intră în interiorul terenului de joc. Negoescu, mijlocașul nostru central.
Claudiu Mihai, o centrare. Și Coșa este nevoit să se degajeze. Domină echipa noastră. E o ruptură undeva în apărarea celor de la Teiu. În sensul că ai noștri ajung destul de rapid în careul de 16 sau în apropierea. Iată pe Pasăre, o centrare pe jos către Predoi, Lupu Ștefan! Ce ocazie! Din 6 metri, Lupu Ștefan nu reușește să-l învingă pe Coșa. Și ce pasă frumoasă a primit. Cea mai mare ocazie de gol nefructificată a focșănenilor. Din 6 metri, atacantul nostru nu a reușit să... Să notăm minutul 36, Lupu nu reușește să înscrie. Mai puțin de 10 minute regulamentare până la sfârșitul primei reprize. Iată și un fault comis de ai noștri, de focșăneni. Pare destul de dur faultul, pentru că jucătorul e căzut pe teren. Se cere intervenția medicului, echipei. Meciul de astăzi este unul mult așteptat. CSM Focșani așteaptă acest meci de baraj încă din iarna acestui an. În echipa era aproape sigură calificată pentru acest meci de baraj. Focșenenii au dominat campionatul Ligii a patra, au condus de la un capăt la altul. Scoruri foarte mari înregistrate de focșăneni. Antrenorii Vasile Burgă și Adrian Toma au reușit să închege o formulă de echipă competitivă. Furtună și Doboș în preajma balonului. 25 de metri de poarta lui Lazar. O fază periculoasă. Să vedem cine va executa această lovitură liberă. Arbitrul Andrei Florin poartă acolo o discuție. Vedem dacă va fi o lovitură direct pe poartă sau o schemă exersată de cei din Teiu, de la Teiu. Nu, va fi direct pe poartă. Furtună, dar... Slăbuți. Lazar este la post. Fără nicio emoție pentru portarul focșănean, care repune acum... Predoiu pe partea dreaptă. Un dribling, acum centrează. Manu. Pentru Pasăre din nou în interiorul, care au pericol la poarta gazdelor. O centrare la care Lupu nu a reușit să ajungă. E bine că punem în pericol poarta gazdelor. Da, e foarte bine pentru că ei nu reușesc, din câte am văzut, să ne prindă pe picior greșit. Cu cât e mai mare presiunea pe gazde, cu atât se pot fructifica și ocaziile. La meci asistă și Dan Dumitru, președintele Asociației Județene de Fotbal Vrancea. Până acum galeria focșanului a fost una impresionantă. Ca de fiecare dată, de altfel, și-a încurajat echipa favorită în ciuda ploii care cade mocănește, cum se spune în popor, și care deja s-a întețit din nou. E bine că gazonul se prezintă în continuare în condiții bune. Iată, foarte bun stopul, foarte bună intercepția. Mădălin Predoiu pe partea stângă. Să vedem ce soluție va alege. Înapoi pentru Popa. Foarte bună pasă, dar Manu surprins în offside. A fost offside. Mai puțin de 10 minute
până la sfârșitul primei reprize. Minutul 40 deci al acestei partide. Mai puțin de 5 minute regulamentare. CSM 2007, Focșani conduce aici la Bicaz în întâlnirea cu Teiul Poiana Teiului. 1-0, gol marcat de Pasăre în minutul 28. Gazdele acum pe partea stângă, o centrare, pericol în careul nostru. Furtună nu a reușit să reia spre poartă. Acum o acțiune de contraatac a focșănenilor. Manu. S-a complicat prea mult acolo, poate ar fi trebuit să lanseze atacantul. Iată o situație periculoasă. Bine din poartă și a respins acest balon. Frumos efortul lui Lupu. Reușește să țină mingea în teren, dar nu era nimeni acolo să o preia. Foarte bună intervenția. Predoiu vine des în sprijinul apărării. Mădălin Predoiu, jucător cu experiență, care a jucat în Liga 2 pentru CSM Focșani, pentru FCM Bacău și în Liga 3 pentru FC Panciu, jucător descoperit la Juventus Focșani de profesorul Viorel Vaizan. Acum mingea ajunge în brațele portarului Coșa. Acesta va degaja lung. Șerban o pasă pe partea dreaptă pentru Matei. Offside. Și este offside. Matei este surprins în offside. Echipa gazdă încearcă să marcheze pentru a intra la vestiare cu cel puțin un egal. Însă defensiva noastră este foarte, foarte bine așezată în teren. Intervenții sigure ale fundașilor noștri. Se simte o siguranță în jocul focșănenilor. Este și normal, ei se pregătesc de mult pentru acest meci. Și să sperăm că promovarea va fi tranșată încă de aici, de la Bicaz. Și că meciul de la Focșani va fi unul fără probleme. Cum decur lucrurile, așa se pare. Iată, va fi o lovitură de colț. Iată-l pe Popa. O centrare. Coșa iese și reține. Mingea ar fi ajuns la Predoiu. Iată, Coșa trimite direct către portarul nostru, Lazar, care nu se grăbește. Minge de urmărire acolo. Acum Mădălin Predoi, o preluare pe piept. Negoescu. Predoiu. Un șut la poartă peste transversală. Nu sunt motive pentru ca prima repriză să fie prelungită cu foarte multe minute. Totuși, iată, arbitrul Andrei Florin a arătat un minut. Deci cel mai probabil, dacă această ocazie nu va fi fructificată, meciul se va termina, prima repriză se va termina cu avantajul CSM-ului. Un avantaj din punct de vedere psihologic foarte bun pentru a intra la vestiare. Și totuși echipa noastră nu trage de timp. Încearcă să construiască și să înscrie.
Beșa respinge acum, sunt ultimele secvențe ale acestei prime reprize. O intrare tare acolo a lui Claudiu Mihai, care cred că va primi și cartonașul galben. Inutil făcut acest fault de fundașul nostru. Iată că gazdele execută repede, dar arbitrul Andrei Florin oprește jocul. Claudiu Mihai se află încă căzut pe gazon și acum va primi cartonașul galben. Va fi ultima fază a acestei prime reprize, o fază care se anunță periculoasă. Va fi o minge aruncată în careul nostru. Doboș va executa înaltă aceeași schemă, aceeași centrare pe partea stângă, dar meciul, prima repriză se încheie cu avantaj minim al focșănenilor. După 45 de minute, CSM 2007 Focșani conduce aici la Bicaz pe Teiul Poiana Teiului cu scorul de 1-0, gol marcat de Pasăre în minutul 28. Noi vom reveni după aproximativ 10 minute cu repriza a doua. O strâng?
faci tu cu bățul ăsta să filmezi? Ești de pe la drum. Oriunde-i jucat în țară, Dobrogeaba n-ar. Am revenit în transmisiune direct aici la Bicaz pentru repriza a doua a meciului dintre Teiul Poiana Teiului și CSM 2007 Focșani. Meciul dur de baraj pentru promovarea în Liga 3-a. La pauză, CSM conduce cu scorul de 1-0. Gol marcat de Pasăre în minutul 26. Formația noastră în echipament de culoare roșie aruncă acum de la margine prin Târcă. Prima repriză a fost una dominată de focșăneni care au avut nenumărate ocazii și echipa Teiul Poiana Teiul a avut un gol anulat, însă pe motiv de offside. A fost un offside clar la care gazdele nu au protestat. În acest moment puteți auzi și imnul oficial al clubului CSM 2007 Focșani, o transmisie realizată de Est Media Press. Voi luptați până la capăt, când sunteți neam de vinceni. Tot la această oră se dispută și partida de handbal dintre CSM 2007 Focșani și CNOT Brașov. Iată o acțiune de atac a focșenilor, din nou pericol la poarta gazdelor. La pauză, CSM 2007 Focșani conduce cu 15-10 pe CNOT Brașov în cel de-al doilea meci pentru menținerea în Liga Națională de Handbal. Ieri focșenenii au învins pe Farul Constanța și se pare că și la anul vom respira aerul tare al Superligii Naționale de Handbal. Și să sperăm că și după returul meciurilor, partidelor desfășurate de CSM 2007 Focșani, vom avea parte de promovarea în Liga 3 și implicit de un fotbal calitativ superior față de cel al Ligii a 4-a. Focșenenii au început destul de bine și a doua repriză. Au avut o ocazie destul de bună. Dacă vor menține jocul așa, este clar că vor pleca de aici, de la Bicaz, cu o victorie destul de importantă în economia barajului pentru calificarea, pentru promovarea în Liga a 3-a. Focșenenii noștri, iată, foarte bună o pasă, însă este semnalizat offside-ul. Jucătorii noștri beneficiază și de o galerie impresionantă care a fost alături de echipa noastră pe tot parcursul primei reprize, în ciuda ploii care persistă și, din câte se pare, va mai ploua aici la Bicaz, pentru că sunt niște nori destul de amenințători. Să sperăm că nu va afecta, că nu vor afecta calitatea jocului. Iată o bună ocazie. Pasăre acum care poate fi gol. Careului. A încercat să șuteze Pasăre, însă portarul Coș a respins în corner. Predoiu aștepta acolo o centrare. A ales cea mai simplă soluție, șutul direct, însă unghiul era închis de portar. Pasăre este autorul golului focșenenilor, unicului gol al meciului de până acum. Valid. Manu și din nou Coș a respins. Lupu, un șut și o nouă lovitură de colț. Iată, începe bine această repriză secundă. Jucătorii pregătiți de Vasile Burgă și Adrian Toma rămân sus. Beșa rea pe lângă poartă. Este foarte bună presiunea pe gazde. Un ritm de joc bun. Da, mai ales că ea a început din primele momente ale celei de-a doua reprize. Haide, CSM Focșani, CSM.
destul de mulți iubitori ai fotbalului aici pe stadionul din Bicaz și de o parte și de cealaltă a suporterilor. Cred că sunt vreo 300-400 de spectatori aici la Bicaz. Repet, în ciuda ploii care nu mai contenește, deja echipa s-au deschis umbrelele. Echipa locală Cimentul Bicaz în urmă cu mulți ani evolua în Liga a treia. Echipa noastră, echipa Focșanului, are o apărare destul de bună. Cu greu au reușit cei de la Teiu să ajungă în preajma porții Focșanului. Și atunci când au făcut-o, nu au reușit să fructifice ocaziile, cu excepția unui gol care însă a fost anulat de arbitru pe motiv de offside. Dar pe total, echipa noastră a avut posesia mingii și a combinat destul de bine, a căutat în permanență golul, care la un moment dat a și venit. Au fost ocazii destul de bune la poarta adversă. La pauză în echipa noastră nu s-a produs nicio înlocuire. Vă spuneam că sunt mulți spectatori veniți aici la Bicaz. Îl observ în tribună și pe fostul jucător al echipei Unirea Focșani, Marian Brutaru. Da, exact lângă noi ești. Ce vremuri când Unirea Focșani evolua în divizia B. Ne aducem aminte de meciurile cu Oțelul Galați, Farul Constanța, Dacia Brăila, Gloria Buzău, cu Iașul, cu Suceava, când tribunele stadionului Milcov erau aproape pline. Ce vremuri, să sperăm că se vor întoarce. Și să sperăm și că stadionul Milcov va reveni la frumusețea pe care o avea odată și să nu îl mai vedem plin de bălării. Are nevoie, într-adevăr, și de câteva... Odată cu promovarea în Liga a treia, poate că municipalitatea se va gândi să facă mai multe pentru acel stadion, care, ca și infrastructură, e ok, dar e năpădit de bălării și ar putea fi întreținut mult mai bine, astfel ca și suporterii să poată fi prezenți în număr cât mai mare, așa cum îi vedeam eu când eram mic. Să-i urăm bun venit domnului Brutaru alături de noi. Jocul este acum întrerupt. Gazdele vor executa o lovitură liberă din propria jumătate de teren. Între timp ploaia a mai amuțit suporterii, dar toba se tot aude. Toba galeriei focșenene, care a venit în număr destul de mare aici la Bicaz. Este un efort pe care suporterii îl fac de fiecare dată când echipa pleacă în deplasare. Și sunt absolut convins că o vor face și când va promova în Liga a treia. Un parcurs frumos al echipei CSM Focșani în Liga a patra, după cum spuneai și tu, da, victorii succesive. 151 de goluri marcate și 11 primite. Este adevărat că nici adversarii nu au fost dintre cei mai puternici. Iată-l acum pe Manu, tehnic. S-a pierdut tempo, s-a pierdut momentul în care putea declanșa un contraatac. Târcă preferă să întoarcă jocul înapoi, Parlac către propriul portar, Lazar. E foarte important să nu ne retragem în propria jumătate și să nu jucăm numai la mijloc. Nu cred că cei doi antrenori le-au transmis jucătorilor la pauză să se retragă. Doi antrenori care, cu experiență, care au jucat multe meciuri în Liga 1, Vasile Burg la FCM Bacău, la Selena Bacău, cum se numea atunci, Adrian Toma la Politehnica Iași și Oțelul Galați.
Până acum nu s-a acordat niciun cartonaș galben. Te corectez aici, Claudiu Mihai, fundașul nostru, a văzut cartonașul galben în minutul 45. Deși echipa care a faultat a fost, care a faultat mai mult a fost cea a gazdelor. În care din primele momente de joc i-au luat tare, ca să zic așa, pe băieții noștri. Este și normal, joacă pe teren propriu și încearcă prin toate mijloacele. Sunt și ei conștienți că CSM Focșan este echipa mai bună. Și că jocul de retur și că meciul de retur va fi unul infernal pentru ei. Avantajos pentru CSM Focșan, care va beneficia și de avantajul jocului pe teren propriu, dar și de avantajul unei galerii impresionante pentru nivelul acesta de fotbal. Vom arunca acum de la margine. În continuare, avantaj minim al celor de la CSM 2007 Focșani, 1-0, gol înscris în prima repriză, însă echipa municipalității focșănene este încă în atac. Păstrează același tempo care a fost și în prima repriză. Să sperăm că vom mai vedea goluri. Din partea CSM-ului, evident. Iată, gazdele au încercat să construiască un atac, însă mingile se opresc la marginea careului de 16 metri. Pasăre într-un duel și comite, cred că, hands. Așa a văzut arbitrul Andrei Florin din Târgu Mureș, ajutat de Iovu Cătălin și Brânză Iulian din Botoșani, observator Victor Stănișteanu din Buzău. Parlac trimite acum în afara terenului. Meciul de retur se va disputa săptămâna viitoare și va fi transmis de pe canalul de YouTube al Est Media Press și retransmis de Vrancea 24. Și comentat cel mai probabil de aceiași doi comentatori pe care îi ascultați astăzi. Iată un atac al celor de la Teiul. Se acordă out. Puține incursiuni ale echipei gazdă în careul de 16 metri până acum. Dacă nu mă înșel, cel de-al treilea corner al echipei gazdă. Da, pot fi periculoase aceste lovituri de la colț. Foarte bine executat. Respins Negoescu. Acum Pasăre pentru Manu. Frumos driblingul lui Manu, însă intervine. Foarte bună, foarte bun driblingul. Iată o pasă Popa. Până pentru șut. Popa. Intră în careu, driblează și cred că e 11 metri. Și penalti! Nu, 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 nu. Lovitură de la poartă. Lovitură de la poartă. Arbitru consideră că a fost intrare regulamentară. Popa Dorinel a căzut acolo. Evident și a porția de urări de bine de la Galeria Focșăneană. Plouă mărunt în continuare aici la Bicaz, dar calitatea jocului încă nu este afectată de această ploaie.
posesia și pentru acest început de repriza a doua aparține tot jucătorilor focșăneni, care construiesc și care, după cum au auzit, sunt susținuți de galeria venită pentru a-și încuraja echipa favorită, tocmai de la Focșani. Claudiu Mihai. Foarte bun acolo, artificiile, foarte frumos. Negoescu și el, un jucător care a jucat la Oțelul 2 Galați. Iată ce ușor trec ai noștri de apărarea celor de la Poiana Teiului. A Cuculiței, pericol în careul nostru, Lazar intervine providențial. Foarte, foarte bună intervenția, una și dintre puținele intervenții la care a fost supus portarul Focșăneni. Este prima mare ocazie pentru echipa gazdă, Lazar își salvează echipa. Și totuși n-ar trebui să le dăm ocazia să aibă astfel de acțiuni și din să ajungă nou, atât din nou de aproape de, de colț. Respinge Popa până la Pasăre și vom avea posesie. A scos maximum din această fază, out. În continuare, avantaj minim al echipei CSM 2007 Focșani, 1-0, gol înscris în prima repriză. Suntem în grafic cu acest gol. Se adună nori destul de amenințători deasupra stadionului, să sperăm că vor trece la fel de repede precum au, și, precum au apărut, însă aici la munte vremea e schimbătoare, după cum știm. Lupu. Cred că a pierdut mingea, da, a scăpat, a scăpat mingea în afara terenului de joc. În afara terenului de joc. Ploaia se întețește, dar galeria Focșaniului este în continuare destul de activă. Lovitură liberă acum pentru echipa gazdă, Teiul, Poiana Teiului. Doboș trimite în careul nostru, Claudiu Mihai respinge, acum Negoescu. Din nou Claudiu Mihai, iată, interceptează gazdele, Beșa și Parlac acordă din nou corner, iată că gazdele acum presează din ce în ce mai mult și se apropie de poarta noastră, cred că este a treia lovitură de colț în această repriză. Sunt periculoase aceste lovituri. A încercat să rea cu capul a Cuculiței și vom repune din colțul careului de 6 metri. Lazar lung către Lupu, mingea rămâne în posesia noastră, Pasăre pe partea dreaptă, o viteză foarte bună, o centrare la colțul scurt, Mădălin Predoiu a venit însă prea târziu și mingea a ieșit în afara terenului de joc, iată acum a început să plouă torențial, suporterii s-au adăpostit sub umbrele, sub prelate, alții se răcoresc aici la Bicaz. Scor final la Brașov, CSM 2007 Focșani a învins cu 25-16, dacă am înțeles eu bine, dacă acesta este scorul final, și iată rămâne în Superliga Națională de Handbal. Să felicităm și noi handbaliștii pregătiți de Viorel Ciubotaru. Șutul lui
pasăre peste poartă. Iată, odată cu întețirea ploii s-au întețit și atacurile noastre asupra la poarta gazdă. Va urma așadar al treilea sezon pentru CSM 2007 Focșani în Superliga Națională de Handbal. Deja a început să plouă foarte tare aici la Bicaz. Spectatorii caută să se refugieze undeva. Să sperăm că terenul de joc va rezista până la final. Văd că se încălzesc câțiva jucători de-ai noștri. Cel mai probabil vor fi efectuate schimbări. Să vedem această acțiune a gazdelor. Suntem în minutul 65. O nouă lovitură de colț, pericol în careul nostru, reușim să respingem. Și offside de la offside. Margine, se ridică Fanionul. Panaite surprins în poziție de offside. Plouă din toate părțile, da, riscurile meseriei, ce să facem aici. Suntem deja la Bicaz, din păcate, la piele. Nu există o micuță tribună acoperită. Să sperăm totuși că e de bun augur această ploaie. Ploaia aduce belșug, poate că ne va aduce și victoria în această seară. Conducem în continuare cu 1-0. Parlac, Beșa, o minge lungă pentru Pasăre. Acesta nu a reușit să intre în posesia balonului. Doboș, recuperăm acum prin târcă, o pasă prea lungă însă pentru Predoiu. Manu, bun jocul făcut de Manu Ionuț. Nici o problemă pentru portarul nostru. Lazar foarte sigur în intervenții până acum. O pasă a lui Doboș în interiorul careului nostru. A fost acolo furtună și va foarte fi o nouă lovitură de colț. Iată că din păcate... Sunt câteva minute bune de presiune. Da, da, fotbaliștii noștri... S-au retras. Ploaia se pare că îi împing de la spate pe cei din Poiana Teiului. Din nou Lazar respinge acest balon. Doboș de la mare distanță, însă nu poate pune în pericol poarta noastră. Revenim cu rezultatul de la Brașov, scor final 26-16, acum s-a încheiat partida între CSM 2007 Focșani și CNOT Brașov. Aici la Bicaz în continuare 1-0 pentru CSM 2007 Focșani în partida tură a meciului de baraj. În continuare, avantaj minim al jucătorilor de la Focșani. Cred că ar trebui forțat un pic pentru al doilea gol, astfel ca jocul să poată deveni un pic mai relaxat și cu un avantaj de două goluri.
Puteam, cu greu cred că mai pot recupera cei de la Poiana Teiului. Deocamdată tot ei sunt pe contraatac. O pasă destul de bună. Un atac periculos a Cuculiței. Să vedem cu cine va combina cu cineva. Beșa respinge. A jucat foarte bine Beșa până acum. Da, da, un adevărat turn de control al apărării noastre. Chiar dacă are o mână în gips, nu l-a împiedicat să... Un atac regulamentar consider arbitrul acestei partide. Coșa nevoie să iasă din poartă. Acum gazdele sunt în posesia mingii. Parcă s-a mai oprit ploaia. A fost o scurtă repriză de ploaie torențială. Acum plouă mărunt. În continuare însă norii sunt destul de amenințători aici la Bicaz. Tocmai ce vă spuneam, că la munte ploaia poate lovi oricând, pe perioade scurte, dar puternice, cum s-a întâmplat și în urmă cu puțin timp. Negoescu. Târcă. Din nou târcă Liviu, acum Lupu. O centrare, însă mingea ajunge la portarul gazdelor. Se aud încurajările galeriei. Manu, acum Popa. Ar trebui să încercăm să pasăm ceva mai mult la mijlocul terenului. Parlacă foarte bine degajează în afara terenului de joc. Sunt două mingi în teren. În teren. Operatorul nostru Silviu Stanciu se chinuie. Se luptă cu umbrelele de pe stadion. Stadion. E bine totuși că oamenii sunt avizi de fotbal. Acum Pasăre a fautat în atac. Și gazdele au executat o lovitură liberă. Galeriile s-au mai golit puțin, dar tot sunt aici destul de mulți Matei, susținători. Matei, dașul dreapta al gazdelor. Mai sus sau mai jos? Da, mai sus sau mai jos? Mulțumim frumos, domnul! Hai, băieții! O perioadă de tatonare, un joc la mijloc. Gazdele forțează egalarea. Focșănenii încearcă să-i prindă pe contraatac, să-i surprindă pe cei de la Poiana Teiului. Claudiu Mihai a comis fault și va fi lovitură liberă pentru Poiana Teiului. Lovitură liberă, periculoasă, la 25-30 de metri lateral de poarta lui Lazar. Ploaia s-a întețit din nou. Și nu cred că se va mai opri, după cum observ eu. Aș fi preferat o ploaie de goluri. Cerul este acoperit. Din partea Focșanului. E bine totuși că să fim mulțumiți echipa noastră conduce cu acest 1-0. Dar să vedem această lovitură liberă. Foarte bine, intervine Lazar și cu vârful degetelor trimite balonul peste poartă. O nouă intervenție bună a portarului focșănean. Vă spuneam, gazdele sunt periculoase la aceste faze fixe. Principalele ocazii de gol au venit după lovituri libere.
Continuă gazdele să preseze pericolul la poarta noastră, reușim însă acolo să îndepărtăm mingea. Ce spuneam, e indicat să nu ne retragem în propria jumătate Parlac. Și să nu-i lăsăm să atace prea mult. Acum Beșa greșește, tot el revine și recuperează un șut de la mare distanță, bară! Gazdele, pericolul nu a trecut! Și din nou Lazar, providențial, cred că Lazar este omul meciului până acum pentru CSM Focșani. Ce ocazie mare au avut gazdele. În minutul 75 gazdele au avut șansa egalării, bara ne-a salvat, apoi Lazar din nou, providențial, a respins în corner. Continuă asediul la poarta noastră. Beșa respinge și iată, gazdele reușesc egalarea. Era inevitabil pentru că Severin, au presat prea mult. Severin reușește să aducă egalarea. Minutul 76. Presiunea gazdelor, iată, s-a concretizat prin acest gol marcat de Severin. Portarul Lazar nu s-a mai putut opune de această dată. Nu am reușit să degajăm mingea de acolo, din careu. Și iată, gazdele reușesc egalarea. Iată o înlocuire în echipa noastră. Negoescu a fost înlocuit de Ion Valentin. S-a trezit și galeria Teiului. Ce păcat că am primit acest gol. Dar jocul nu s-a terminat. Trebuie să ieșim din jumătatea noastră. Trebuie să încercăm să-i ținem cât mai sus pe jucătorii echipei gazdă. Exact. Să evităm aceste lovituri libere, aceste lovituri de colț. Iată o nouă înlocuire în formația noastră. Autorul golului, Pasăre, este înlocuit de Popa Remus. Să sperăm că Popa Remus va aduce un plus în atacul nostru, un jucător de viteză. Portarul nostru a făcut minuni până acum, însă nu s-a mai putut opune în minutul 76 la șutul lui Severin. Iată, din nou o minge trimisă în careu, gazdele toate loviturile le trimit spre poarta noastră. Ion Valentin a intervenit, iată, pe Poparemus, alunecă acolo lupul. Revine Poparemus și recuperează Ion Valentin, târcă o minge lungă. Contraatac al gazdelor și de la margine se ridică Fanny Onul. Furtună, surprins în offside. Cam târziu a fost ridicat Fanionul, dar totuși a fost ridicat, ceea ce e bine. Din nou a revenit ploaia torențială aici la Bicaz. Care ne-au dat și pe noi până la piele. Am făcut o baie bună. Astea sunt riscurile meseriei. Am început bine sezonul estival, da, cu această baie. Să sperăm că plecăm mulțumiți de o victorie. N-ar fi rău niciun rezultat de egalitate. Văd că tot gazdele sunt cele care atacă. Ai noștri parcă și-au pierdut suflul. Nu mai reușesc să iasă din propria jumătate. Ținând cont că o fac acum. Ținând cont că meciul retur se va disputa la Focșani,
Este bun acest rezultat de egalitate. Să vedem dacă noul intrat va face diferența. Fiind un jucător de viteză, ar putea să dea un suflu nou echipei noastre, care parcă a paralizat în propria jumătate. Ne aflăm în minutul 80. Mai sunt 10 minute regulamentare de joc, plus ce prelungiri vor mai fi, deși nu au fost motive. Cercă Liviu, centrează Lupu Ștefan. Reușește să țină mingea în teren. Ce păcat, un fault, ce dar... păcat că în prima repriză am avut șansa să facem 2-0. Atunci Lupu Ștefan a ratat o mare ocazie din interiorul careului de 6 metri, a trimis mingea peste poartă. În continuare, aici la Bicaz plouă torențial. Gazonul însă e destul de bun, din câte văd. Să sperăm că va mai ține pentru 10 minute. Acum obținem o aruncare de la margine. E un gazon natural, din câte văd. Și dacă jucătorii noștri vor forța al doilea gol, nu cred că vom mai încerca să forțăm, ținând cont de condițiile meteo. Echipa noastră este una tehnică și este dezavantajată de această suprafață de joc alunecoasă acum. Unul la unul, la mai puțin de 10 minute până la finalul regulamentar al acestei prime partide în barajul de promovare în Liga a 3-a dintre CSM 2007 Focșani și Teiul Poiana Teiului. Gazdele forțează o victorie, ai noștri încearcă să iasă din propria jumătate de teren. Lupu, o minge lungă care îl căuta pe Predoiu. Cercă Liviu. Combină mai ușor gazdele pe ploaia asta torențială. Ai noștri se mulțumesc să se apere. Pe negru. Și offside de la margine. Din nou surprinși în poziție de offside. Vă reamintesc că primii care au marcat au fost cei de la Poiana Teiului în prima repriză, la scurt timp după începerea meciului, însă arbitrul a anulat golul pe motiv de offside. Iată o nouă schimbare în formația noastră. Mădălin Predoiu este înlocuit de Negoiță. Din păcate, Mădălin Predoiu nu a avut minge utile pentru a putea pune în pericol poarta lui Coșa. Claudiu Mihai într-o acțiune personală pe partea stângă. Iată și gol! Paparemus aduce în avantaj formația noastră. De la marginea careului de 6 metri, Paparemus îl învinge pe portarul Coșa. Galeria celor de la Poiana Teiului începe să părăsească stadionul. Minutul 83, Paparemus înscrie pentru CSM Focșani, este 2-1. S-a trezit și galeria focșăneană. Iată că după minute bune, când... De când ne-am apropiat de poarta gazdelor, reușim să înscriem noul intrat, Paparemus, care a intrat pe teren de câteva minute. Marchează. Exact ce spuneam, poate fi un jucător care face diferența și până acum se pare că a făcut-o. Să sperăm că nu vom mai
experimenta atacuri periculoase din partea gazdelor. E foarte bine să-i ținem departe de propria jumătate de teren și implicit de careul de 16 metri, cât pe ceilalți să obțină mingea atacantul nostru. Plouă în continuare torențial aici la Bicaz. De minute pune ploaia, s-a bătut aici pe stadion. A plouat de fapt pe toată durata partidei, dar parcă acum la repriza a doua. Și totuși până în momentul ăsta ploaia nu i-a ajutat pe cei de la Boiana Teiului, pentru că tot noi aici am fost cei care am înscris golul care poate fi golul victoriei. S-a mai înviorat și galeria noastră, golul lui Popa Remus. A auzit și imnul oficial al echipei CSM 2007 pe fundal. Pe Negoiță nu a reușit să intre în posesia balonului. Popa Remus a fost deposedat, dar revine cu un faul tactic foarte bun, pentru că gazdele puteau porni un contraatac. Vă reamintim că returul se joacă săptămâna viitoare la acest baraj de promovare în Liga a 3-a. Ora 17 pe stadionul Milcov, pe 24 iunie. Un meci care va fi transmis live ca și acesta pe canalul de YouTube al Est Media Press, dar și de Francia 24. Să sperăm că returul va fi o simplă formalitate pentru jucătorii focșaneni, având în vedere că vor juca acasă. Și mai ales că, să sperăm, vor pleca cu o victorie de aici, de la Bicaz. Aproximativ 5 minute până la finalul regulamentar de joc. Să vedem ce schimbare va fi efectuată. Duca îl înlocuiește acum pe Lupu. O discuție acolo între antrenorul Vasile Burgă și arbitrul Andrei Florin. Toată lumea de pe stadion e udă până la piele, dar victoria echipei din Focșani îi încălzește. Mai sunt totuși 2-3 minute din această partidă, plus eventualele prelungiri. Iată gazdele acum în atac. O centrare către nimeni. Claudiu Mihai acum. Foarte bun dribblingul și acum putem să ieșim elegant. Opa. Din propria jumătate. Duca. Și se declanșează un contraatac care însă e stopat de o minge trimisă greșit. Reiau de la margine gazdele. Din nou reiau gazdele de la margine. Ba nu, arbitrul de linie acordă out pentru noi. Claudiu Mihai nu se grăbește să execute această aruncare de la margine. A fost un joc destul de frumos al celor de la Focșani. Fără să remarcăm și replica echipei gazdă. Da, dar mă referam la eleganța cu care au jucat focșanenii. Dar iată acum contrazice jucătorul nostru, care primește cartonaș galben. Tircă Liviu este cel care vede avertizmentul. Tocmai îi lăudam pentru finețea cu care au jucat și pentru lipsa faultul dure. Este al doilea jucător al nostru avertizat. Dar și atunci când au faultat, au faultat destul de dur. Motiv pentru care au primit cartonaș galben. Să vedem, de obicei au fost destul de periculoși cei de la Boiana Teiului din faze fixe. Mingea este destul de departe însă de poarta noastră. Și golul lor a venit după o lovitură de colț. După multele lovituri de colț pe care le-au avut în repriza secundă. Iată și portarul gazdelor e aproape de jumătatea terenului. Doboș va trimite în careul nostru.
Respinge Popa, respinge. Acum Manu pentru Duca, putem pleca pe contraatac. O minge către nimeni, de fapt, care este prinsă de portar. Lazar. Jucătorii noștri nu au tras de timp până acum. Se pare că nici nu vor să facă. Popa, o pasă lungă pe partea stângă pentru Duca. Se forțează înscrierea celui de-al treilea gol. Duca scapă mingea în afara terenului de joc și va fi o aruncare de la margine pentru echipa gazdă. Intrat în minutul 90, iată 4 minute de prelungire arată arbitrul acestei întâlniri. 4 minute trebuie să mai reziste focșănenii pentru a pleca de aici cu o victorie, o victorie care ar însemna foarte mult. Offside, așa este. Semnalizată de la margine. Așa este. Ar trebui și un cartonaș galben, da, pentru că a jucat mingea după fluierul arbitrului. Da, într-adevăr, primește. Furtună de la echipa gazdă vede cartonașul galben. Două goluri anulate gazdelor. Nu putem spune că acest gol era o licență. De fapt, gazdele au înscris de mai multe ori decât oaspeții, numai că golurile le-au fost anulate. Iată-l pe Popa, pe partea dreaptă. Încerca să centreze, a fost blocat. O ocazie bună de a tranșa meciul cu Ion mai puțin de 3 Valentin minute. Pe partea stângă pentru Duca. Duca obține lovitura de colț. E bine că timpul trece în favoarea noastră. E bine să ținem mingea cât mai mult în careul, în jumătatea gazdelor. Popa Dorinel execută. Îmi vine foarte greu să cred că cei de la Poiana Teiului vor reuși să întoarcă rezultatul la Focșani, dacă acesta va rămâne 2-1. Iată din nou, foarte bună, foarte bine combină, însă a încercat să finalizarea e dezamăgitoare. Total greșit. După cum îți spuneam, va fi foarte greu, dacă nu imposibil, pentru cei de la Poiana Teiului să învingă la Focșani. Din acest motiv, e foarte bine că să se plece de aici cu victorie. E bine și pentru moralul echipei noastre. Așa este. Mingea ajunge în tribune. Mai sunt 2 minute cel mult din această partidă. Una dintre ultimele faze aparține gazdelor, care caută egalarea. Iată acolo o deviere, dar portarul nostru a fost la post. Din moment în moment, arbitrul trebuie să fluiere sfârșitul acestei partide. Lazar degajează lung. Ion Valentin pentru Duca. Acesta comite fault. Sunt ultimele secvențe aici la Bicaz. Teiul Poiana Teiului, CSM 2007, Focșani 1-2 în partida tur a meciului de baraj. Pentru formația noastră a marcat Pasăre. Și acum o pasă 28. Foarte bună. Iese portarul și driblează. Gazdele au reușit egalarea elegant în minutul 76 prin Severin. Pentru ca în minutul 83 Popa Remus să aducă din nou pe Focșaneni în avantaj. O ultimă încercare a gazdelor să reușească egalarea. Popa Remus recuperează Manu. Poate încerca un șut la poartă. Popa Remus pe partea dreaptă într-un duel.
Și în acest moment partida se termină. Focșaniu câștigă aici la Bicaz împotriva Teiu Poiana Teiului. Victorie importantă pentru CSM 2007 Focșani și se pare că din toamnă vom evolua în Liga 3, dacă nu se va întâmpla vreo minune săptămâna viitoare, puțin probabil. Vă mulțumim pentru atenție, suntem Sebastian Ancea și Florin Danciu și vă așteptăm săptămâna viitoare la meciul de retur. Felicitări echipei noastre, felicitări antrenorilor. Iată acum focșănenii se îmbrățișează și vor veni să salute galeria atât de aici, de la Bicaz. O seară plăcută în continuare. Vă lăsăm în compania galeriei focșănene și a jucătorilor care au obținut astăzi o victorie extrem de importantă în economia promovării în Liga a treia. Sunteți neam de vânceni. CSM, CSM, CSM.